Hej, hej, falosi mei! Am această intervenție quadruplă în, în preț de, nu știu, în fine, nu asta era ideea. Ideea era că această intervenție a mea în online, că tot era dor de mine, că era prea liniște în Zarub TV, cu hei, hei, falosi mei și comică reală, vreau să vă citesc din statusul de Facebook al unei persoane care actualmente nu se mai află în lista mea de prieteni, dar s-a aflat pentru că o confundasem cu o persoană civilizată. Nu dau nume. Status. Mă scuzați de sinceritate, dar Eurovizionul e o adunătură de derutat sexual? Întrebare, bănuiesc cu răspuns așteptat. A, ce bine zici, liberal propaganda, citesc din comentarii, în număr de nume, știu, 28 cred că sunt. Da, eu zic că nu, unul încearcă o moderație. Dânsa fostă speranța mare ultima, Mirabela ceva. Din păcate, da, așa se pare, nici cu audiență nu m-aș lăuda. Nu, doar turat sexual sau no offense. Îmi place întotdeauna când închei o jignire la adresa cuiva, că îi spui fără supărare și după aia urmează să-i borăști un ceva atroce deasupra capului. Dar fără supărare, fă. Deci nu am pierdut nimic, cineva încearcă o glumă. Un alt comentariu, nu sunt eu chiar familia tradițională, dar de câțiva ani încoace, elanul LGBT la nivel de Eurovision, vision e maxim și dă pe lături. Aceeași persoană șteasă acum din listă, răspuns la comentariu, vi le citesc ca să nu vedeți cine a scris așa ceva gen. Pentru mie mi-ar fi rușine la cei care au lăsat genul ăsta de comentarii și la această proastă care era în lista mea și cu acest status. Dar îl citesc până la capăt. Am observat și mi se pare, deci posesoarea de profil de Facebook răspunde la comentariul ăluilalt prost cu elanul. Bine că nu era cerb. Am observat și mi se pare cam mult, nu știu, copiii ce pricep când se uită la asemenea figuri? Oare nu-i debusolează și pe ei? Mi se pare halucinant când după ce trece una prin chinurile facerii și după aia intră într-o ușoară depresie postnatală, că soarta și ce are de înțeles copilul ei viitor depinde de căcaturile din creierul ei învățate la o bunică, pentru că mai mult ca sigur părinții au cam abandonat-o în copilărie când au avut de ales, trebuie să muncească. Gen, fă, ești în urmă cu două generații, obosită dracu. Continui. Totuși înțeleg că e un val, o modă sau cum i-o zice, dar mi se pare tâmpită. Cineva îi răspunde încercând din nou moderație. Ți se pare? De ceva ani încoace așa este tot comentarii. Nu, sunt convinși, bla, bla, bla. Pe lângă un alt comentariu de la o persoană cu nume de străin, pe lângă multe alte dizabilități. Pentru că, desigur, homosexualitatea sau orice derogă de la normă este un handicap. Da, din păcate, răspunde aceeași idiotă. Pentru că și având, pe măsură ce e confirmată în imbecilitatea ei de o adunătură de retrograzi, ea dobândește având. În fine. Mi se pare că seamănă cu o stradă aglomerată din Thailanda, pentru că aș fi călătorit, plină de ladyboys și de mulți clipiți și gene false. Un alt comentariu fantastic, că de aici am început să citesc comentariile. Na, dacă era acum Naomi, intra și România în finală. La care răspunsul posesoarei, mi se pare trist, adică înțeleg că sunt oameni din ăștia. Dar nu înseamnă că vreau să văd numai asta de acum încolo. Se pare că asta ți-ai propus să vezi, dacă numai asta vezi. Cred că nimic nu e întâmplător și totul este bine regizat, nu mă mai miră nimic, deci e trist. Sau, mă rog, deși. Nu știu, poate e regizat sau poate pur și simplu, așa e lumea de acum, zise ea,
sudoarea frunții filozofice a unei nonagenare așteptând să moară. Exact asta e mentalitatea. Bla bla bla, ar trebui să refuzăm participarea pentru că și așa nu suntem doriți. Ăsta este românul, cum să-i zicem, patriot care a fost năpăstuit de europeni. O altă poveste din copilăria din anii 80 a mea. Bine, răspuns la asta cu participatul, comentariu din partea posesoarei de profil. Nu, cred că îți dau și bloc fă, deci după ce citesc asta și te șeimuiesc public fără să spun cine ești, pentru că oricum ești prea proastă ca să-ți afle lumea numele, îți dau bloc ca să te bagă în pizda mătifă. Dar cu... Deci ești... Fiți atenți aici. Nu cred asta. De ce ar avea ceva cu noi? Un concurs e un concurs, e o chestie de show, nu asta e important. Dar nu vreau să cred că show-ul e făcut doar de ciudați. Există sute de feluri în care poți compune o poveste, nu doar cu transgender și fețe grotești. Oricum și dacă am câștigat, mă întreb cu ce bani s-ar organiza la noi. Vai, dar ce interesant. Exact, jur, asta am constatat aseară, la care cineva îi scrie un mesaj, probabil gay băiatul ăsta. Ce gândire penibilă, de asta ești o artistă ratată. La care răspunsul ei dânsă este ratat, ești tu, tinere. Oricum, foarte elevat tonul și a comentariului și a răspunsului. La care un domn, același care mai devreme spunea, să citesc, dar stai să văd unde era. Dacă era acum Naomi, intra și România în finală, ha, mă cac de râs, patru emoticoane. Acum îi răspunde ăstuia cu ce gândire penibilă, de asta ești o artistă ratată, el îi răspunde, tinere domn, cunoscându-o pe această minunată artistă și om pe care tu o faci ratată, îmi permit să-ți spun că, indiferent cât de partizane am fi unei idei, unei tendințe, credințe, etc., nu ne dă nimic și nimeni dreptul de a da dovadă de lipsă de respect, bun simț, cu cei 7 ani de acasă, plus puncte de suspensie, reține asta, toleranță. Cu majuscule. Păi, domnul, ce facem, domnul, cu toleranța asta? It's a fucking one-way road sau cum? Gen. După care un alt comentariu, suprățică, posesoare deja că a fost șicnită în adevărul, de altfel, că e o artistă care n-a ajuns foarte departe, deși nu poți să-i spui ratată. Femeia a născut. Da. Așa începe comentariul. Da, și din acest comentariu ne dăm seama că problema nu e că sunt mulți homosexuali și alte specii, ci că sunt plini de ură și vor cu orice preț să se afișeze, să demonstreze parcă cineva vrea să-i omoare. Am câțiva prieteni homosexuali, dar sunt exemplari și cu mult bun simț, nu niște cretini care umblă în chiloți, sutiene și alte bazaconii de genul ăsta absolut scârboase. Marți mă la birou și mă îmbrac în rochie de-a dracu ca așa vreau eu. Și doi, feță, eu nu sunt plin de ură, nu la, nici măcar la adresa ta care te văd cât ești de varză, dar fă, pentru mine erai una din lista de prieteni cu care din când în când mai interacționam pentru că ești nevasta a fostului proprietar unde am avut birou. Și pentru mine erai o fată simpatică, un pic timidă, cu un păr roșu și atât până în seara asta. Și în seara asta mi-ai arătat cu adevărat cine ești, gen. Și următorul comentariu care mă face să-ți dau bloc, îți repet, este ăsta. Și m-am plictisit de politically correctness, ne tâmpim exemplar în ritmul ăsta. Adio. Vă pupichii pe voi cărora v-am povestit povestirea.